Haideți să mai vedem și o poză în exclusivitate surprinsă acum câteva minute la Palat, la Gigi Becali, de reporterii speciali ai Fanatic. Este o poză în exclusivitate, marca Fanatic. Tănase este la Palat. Da, cine știe, n-ar fi de mirare să asistăm la o ultimă bombă, cum ar fi să fie și Tănase la FCSB? Unde se mărește banca? Ba da, are unde, unde are. Se joace? Cum? Joacă vârfals. Ba da, ba da, joci vârfals. Vârfals? Da. Nu, no, n-ai jucat Băluță. Companiul dă, băi, Robert, nu-i place lui Gigi. Bun, și Băluță unde faci? Bun, îl găsesc, îi găsește loc. I-a dat drumul Vali Gheorghe. Adică tu îmi spui mie, tu îmi spui mie că Tănase n-are loc la FCSB? Nu, loc are păi și poate să-i facă loc, cum? Depinde unde. Tu nu vrei, nu, păi poate să-l pună portar. Păi și care problema? Tu nu vrei să-ți faci o echipă tot mai bună? Îi dai, îi transfer pe aia care sunt sub Tănase. Ce să faci acum? Păi ce? Asta ce e faci Tavi... Ce faci cu Popescu? Ce faci cu Cordea? Coman? Ce faci cu Cordea? Ce faci cu unde? Olaru? Păi spune, mai jos nu Robert, poate să joace acolo. Robert, îi transfer Robert. Tănase, nu, hai să zice, la modul ideal, da? Da. Tănase are loc în primul 11 al FCSB? Tănase. Da, ca valoare, da. Da, ca valoare. Are? Anume și ca valoare și ce a făcut are? La FCSB depinde unde. Nu, zi-mi sincer. În momentul de față nu-l văd mai bun ca Coman și ca companie. În momentul exact. De față. Exact. Și eu la fel. Pătănase. Păi da. E, te-ai dat repede păi acum nu, după Ilie. Păi nu, înainte să zic că Ilie. Că era așa cum? Și a venit e, Ilie și te-ai dat. Este un jucător. Te-ai dat. Vezi că porecla aia lui Reghe nu e lui Reghe. Cred că e lui da. Robert. M-ai înțeles? E, ce, numărul 1? Și de ce a dat 1.700 pe Miculescu? De ce a dat 1.700? Miculescu, ce faci cu el? A dat 1.700 pe el. Mamă, stai mă că nici la început emisiunea ești deja numărul 1. Mamă, păi după ce începe emisiunea... Păi da, am ajuns la emisiune. Da, că ești numărul 1. Ai ajuns primul, dar nu trebuie să fii numărul. Eu bun. De la 1 în sus. Da, da, da. Bun, e greu de crezut. Informațiile, nu, eu zic că nu informațiile, e greu. Nu, e greu de crezut, că informațiile sunt că va semna în Arabia Tănase, în ultimile informații, dar o poză interesantă cu Tănase la FCSB. Deci voi doi nu-l vedeți, nu. Eu cu Vivi îl văd fără probleme. Cred că nici Vivi nu prea-l vede da, titular incontestabil. Păi, dar în momentul de față. Ar juca în dreapta acolo, pentru că nu e peste Cordea, e peste Miculescu, e peste. Păi și iar începem cu e postul lui. Aici, la valoarea lui Tănase, jucătorul de echipă națională. Ivan are valoare? Joacă Tănase? Joacă Tănase? Tănase scoate cel puțin 5-6 penalti într-un campionat. Nu scoate dacă Tănase? Ajunge în careu. A scos acum 2 ani, nu știi că... Da. Nu, era... Hai... Cred că nu, este un jucător de calitate, haide să-mi... Corect. Dar în momentul de față... Acum te-ai la întors. Nu, nu. În momentul de față nu-l vezi? Nu-l văd în față. Lu Colinel și lu Companio? Nu. Păi Coman în momentul de față este mult, mult peste Tănase în forma lui bună. Așa văd eu. Da. Chiar dacă el ratează, scapă singur cu portarul, ratează penaltul. Am auzit, poate pleacă Florinel și nu știm noi. Asta da. Dacă pleacă, eu nu cred. Da, poate pleacă Florinel. Doar dacă îi achită cineva clauza care da, este mă, că la nu e 5 așa milioane. Mare clauză de 5 milioane. Nu e, ce e, nu e mult. Dacă, nu e mult, dar dacă începe să joace așa și o ține așa păi asta de zile în iarnă, bun, poate pleacă. Hai că...